Fiți atenți, am un malter de haine pe mașina de spălat pe care nu l-a recunoscut nimeni, probabil, și nu l-au luat de acolo. Și spune Sabrina, măi, dar hainele astea de aici nu le-a luat nimeni, sunt o săptămână. Și Hatice, la gunoi, la gunoi. Spune Maria, cum, ce sunt acolo? Se duce să uite, vede ceva de-a lui Hatice. Uite, mă, cum să-l arunci la gunoi? Și bustiera asta e de sport, asta nu e a ta? Hatice, nu e a mea. Păi o fi a Irinei, cum să le aruncați la gunoi? Dar știți ce cred eu? În primul rând, cred că sunt haine primite de la susținători și neștiind, adică le-au purtat odată, au rupt eticheta, le-au purtat odată și nefiind ale lor de acasă, automat nu le mai recunoaște. Dar în al doilea rând, cum n-ai să arunci hainele la gunoi? Adică ce înseamnă asta? Cum să le arunci la gunoi? Că sunt haine, sunt hainele cuiva până la urmă. Poate le ia altcineva. În sezonul trecut, Anda, sezonul trecut, acum două sezoane. Anda lui Leo, când a plecat acasă, i-a lăsat toate hainele bunicii de la împărțit pe acolo prin sat. Cum să le arunci la gunoi? Măcar le pui într-un sac și le dați de pomană cuiva. Ce înseamnă asta la gunoi, la gunoi? Dar de unde e invenția asta? Aveți prea multe și le aruncați și până mă vă uitați că n-aveți haine. Eu nu știu cine a inventat regula asta, dar sincer este jignitoare. Adică cum să-i arunci hainele cuiva la gunoi? La un moment dat o să și le recunoască cineva sau mai întrebați, mai vedeți de unde sunt, cum sunt. Dacă nu le recunoaște nimeni pentru că sunt de la susținători și na, nu le mai recunoașteți, nu mai știți că sunt ale voastre, măcar puneți-le într-un sac și le dați cuiva de pomană. Cum să le aruncați la gunoi? Ce înseamnă asta? Ce sunt? Nici șosetele parcă nu-ți vine să le arunci.